Valentin Bărbulescu a avut parte de o surpriză plăcută la finalul meciului cu Dacia Unirea Brăila, câștigată de roșalbaștri cu scorul de 5-2. Un băiețel de la Tribuna Zero a afișat un banner prin care îi cerea tricoul mijlocașului stelist drept cadou de ziua sa de naștere. Micuțul ne-a povestit ce înseamnă gestul făcut de capitanul stelei, dar și din ce țară îi urmărește pe roșalbaștri în timpul anului școlar. E o plăcere mare să am tricou de la Vali Bărbulescu și îmi place mult de el. Din Liga 4 țin cu Steaua, îmi pare bine că sunt în Liga 2, sper să ajungă și în Liga 1. Joci și tu fotbal? Da, joc fotbal. Noi venim din Țara Galilor, dar avem vacanță și chestii și acolo joc pentru o echipă Johnstown și aici m-am antrenat cu FC Player. Și ți-ar plăcea să ajungi la un moment dat la Steaua? Da. Să joci pe acest stadion? Da, ar fi mișto să joc pe stadionul ăsta. Toți copiii de obicei au idoli de jucători ofensivi care construiesc, care driblează, care dau goluri. M-a surprins și de-aia am și vrut să-i dau tricou, l-am dat din toată inima și mă bucur că mi l-a cerut mie.